Salutare, dragi prieteni! Astăzi vom discuta o temă de investiții personale. Vom discuta despre depozitele în lei și în euro și despre dobânzile și scadențele acestor depozite, având-o ca invitat pe analistul financiar Diana Țăruș de la portalul financiar finzoom.ro. Diana, bine venit la Money Makers! Bine te-am găsit, Valentin! Și după cum am discutat împreună, scopul întâlnirii noastre de astăzi, în emisiunea Money Makers, este de a le spune prietenilor emisiunii care sunt valutele, monedele, lei, euro sau dolari, în care să economisească în următoarele 12 luni și pe ce scadență. Tu fiind un analist financiar în cadrul portalului financiar finzoom.ro, ești una dintre cele mai potrivite persoane să ne vorbești despre subiectul ăsta. Ți-aș propune să începem cu cam care ar fi, dacă eu sunt, să mă ajut pe mine, dacă eu aș fi cel care se gândește să-și constituie un depozit la o bancă, cam care ar fi lucrurile prima dată la care ar trebui să mă gândesc? Ce sugestii îmi faci în direcția asta? Păi, în primul și în primul rând trebuie să-mi spui ce anume vrei să faci cu banii economisiți. În ce scop economisești? Economisești să ai niște bani puși deoparte pentru zile negre, se întâmplă ceva, un accident? Da, în principiu ăsta ar fi obiectivul. Vreau să economisesc pentru zile negre și economiile vor fi undeva la până în 2000 de euro. Bun, dacă discutăm așa de sume relativ mici și bănuiesc că mergi pe varianta depozite pentru a nu-ți asuma niciun fel de risc, fiindcă există, după cum știe toată lumea, și instrumente ceva mai avansate de economisire, dar acolo avem și un risc. Dacă mergem pe varianta fără riscuri, vorbim de depozitele la termen. Ce mai contează aici este și moneda în care avem veniturile. Dacă avem salariu, pensie, ce încasăm noi lună de lună în lei și dorim să economisim niște bani pentru zile negre, cea mai bună idee este să mergem pe moneda națională și să facem un depozit în lei. Da. Mai departe, termenul variază în funcție de perioada economică în care ne găsim. Știm cu toții că până în 2007-2008 dobânzile se aflau într-o oareșcare trend de creștere. Da. Și atunci era bine să mergem pe termene scurte, pentru că odată epuizat termenul, banca reînnoia depozitul cu noile dobânzi. Și ele fiind în creștere, beneficiam de o dobândă ceva mai ridicată de la fiecare nou termen. Acum, când dobânzile scad de la lună la lună, este bine să ne asigurăm o dobândă fixă pe un termen cât mai lung. Dar aici trebuie să jonglăm cu termenele și măsura în care putem prevedea cam când vom avea nevoie de bănuți. Știm cu toții că la depozitele la termen, spargerea depozitului înainte de scadență este aproape o tragedie, pentru că riscăm să plecăm cu mai puțin bani decât am dus la bancă și de cele mai multe ori așa se și întâmplă. De ce se întâmplă așa? Pentru că avem, pe de-o parte, dacă spargem depozitul înainte de scadență, avem dobânda de cont curent, care e undeva 0,10 până în 0,5%, ceea ce înseamnă aproape nimic pe an. Și apoi există și comisionul de retragere numerar aplicabil contului curent, care este între 0,4 și 0,5% din suma retrasă. Adică nu ce am acumulat noi din dobândă sau ce n-am acumulat din dobândă, ci toată suma pe care am depus-o plus eventuala dobândă. Da. Și atunci să spargem un depozit la termen înseamnă o pierdere. Mai bine îi țineam acasă și ne uitam la ei sub saltea. Da. În contextul ăsta ne puteți spune cam care e nivelul cel mai mare al dobânzilor pe lei și pe euro? Dacă vorbim la cel mai cunoscut termen de 3 luni și cel mai căutat, pentru că îmbină sub o formă sau alta ambele aspecte, nu este niciun termen foarte lung și atunci putem umbla la bani relativ repede, știm că îi avem cât de cât la îndemână, și al dobânzilor care sunt mai mari decât pe termene mai scurte și apropiate de termenele următoare, vorbim de un 6,5% pentru lei și un 4,25% pentru euro. Cu cât creștem perioada pe care depunem banii, ele cresc puțin, cu 0,25-0,5% în funcție de dacă mergem pe termen de 6 luni, de 12 luni sau poate chiar mai mult.
Aici ne poți comenta ceva și despre trendul dobânzilor în acest moment, în contextul ăsta de pe piața monetară? Ce s-a întâmplat a fost că luna decembrie dobânzile au stagnat, au fost și mai multe promoții pe diverse termene și băncile au preferat să mențină la același nivel, însă acum în ianuarie am avut scăderi de la foarte, foarte multe bănci. Cu 0,25, 0,5 puncte procentuale, ori pe lei, ori pe lei și pe euro, ori pe toate monedele din portofoliu, în principiu lei, euro și dolari. Pentru că restul valutelor au dobânzi foarte, foarte mici. Aici mi-am adus aminte, de fapt, de discuția noastră anterioară, discutând despre emisiune, să te întreb de ce românii totuși pe direcția asta către depozitul pe 3 luni, pe scadența aceasta de 3 luni de zile, și nu vor să economisească pe o perioadă mai lungă, să stea cu un depozit și 12 luni. Cumva băncile nu încurajează prin dobânzi lucrul ăsta sau ce se întâmplă mai exact? Ba da, dar termenul de 3 luni încurajează sub o formă sau alta utilul cu plăcutul. Dacă ți-amintești, acum câțiva ani a fost o întreagă nebunie a conturilor de economii. Da. Toată lumea vrea să-și facă cont de economii. De ce? Pentru că ajunseseră dobânzile să fie oarecum comparabile cu cele la depozit la termen, dar contul de economii îți permite să umbli la el în orice moment fără niciun fel de penalizare. Și foarte multă lume a optat pentru conturile de economii în detrimentul depozitelor la termen. Termenul de 3 luni face echilibrul acesta între spargem depozitul, este o tragedie și avem o dobândă ceva mai ridicată. Așa cum ziceam și un pic mai devreme, oamenii vor să aibă acces la bani. De cele mai multe ori să fie acolo, dar nu știm când se poate întâmpla ceva și vrem să-i avem la îndemână. 3 luni e un termen relativ scurt. Putem să ne gândim că dacă apare ceva... Un viitor anticipabil. E un viitor anticipabil, ne împrumutăm ca să nu spargem depozit, dar știm când îi dăm înapoi. Dacă îi punem pe 12 luni, e mai greu să te împrumuți o sumă de bani și să-i dai anul următor sau ceva de și genul acesta. Și așa cum mai spuneai tu, relevanța alegerii unei scadențe și a dobânzii oferite pe o scadență depinde cumva și de suma plasată. Da. Pentru că cât e suma mai mare, devii și mai sensibil la chiar și la o, nu, la o jumătate de punct procentual sau chiar o sferă. Cu cât e suma mai mare, avem și dobânzi mai mari, dar și dacă ne gândim să-i retragem înainte de termen, suntem penalizați mult mai serios. 0,5% din întreaga sumă înseamnă niște bani. Dacă vorbim de sume mai mari, atunci putem să mergem pe o variantă, facem un depozit mai mărișor. 2/3 din banii pe care avem, să zicem, pe un termen mai lung și ne asigurăm o dobândă bunicică și fixă și un depozit mai mic pe un termen mai scurt, 1-3 luni, pe care să-i avem la îndemână în caz de evenimente neprevăzute. Pe care să-l putem sparge dacă... Să-l putem sparge, să umblăm la ei, să-i mutăm, să... Aici sunt mai multe discuții, pentru că, de exemplu, și comisiunea aceasta de retragere numerar de care tot spun, dacă vorbim de o bancă unde avem și un card, eventual banca la care avem salariu, atunci el se diminuează, că îi scoatem de pe card, nu-i mai scoatem din contul curent și avem 0,2 sau chiar 0 în funcție de ce negociere avem cu banca respectivă sau de ce ofertă pentru salariați are banca respectivă. Sunt multe bănci care nu percep comisiuni de retragere numerar la bancomatele lor pe card. Și atunci dacă mergem pe varianta asta, nu mai avem nevoie să plătim nici acel comision. Bine, aici discutăm de lei, că la euro mai puțin putem face așa ceva cu un card. Tu ne-ai făcut și un calcul, ne-ai pregătit un calcul, o comparație între suma pe care am obținut-o în finalul unei perioade de 12 luni, dacă ne-am plasat banii pe o scadență de 12 luni cu o dobândă de cât ne-ai ales tu acolo, e dobânda cea mai mare de pe piață. Este cea mai mare dobândă, 75%. 75% oferită de către Bank Post. Bank Post. Și o dobândă pe termen de 3 luni, dacă am ține banii tot un an de zile, dar pe această scadență de 3 luni, cu capitalizarea dobânzii. Care din cele două și cu o dobândă de cât oferită? De 6,50%, care este la fel cea mai mare din piață în momentul acesta și oferită de Bank of Cyprus. Bank of Cyprus. Și aici mai e o temă despre care îți spuneam să o atingem așa colateral, despre băncile cu nume și cu brand în piață și celelalte și care ar fi diferența între dobânzile oferite de ele. Dar asta e paranteza mea.
Aici, între cele două tipuri de plasamente, care este cel mai bine? Cel mai bine este plasamentul pe 12 luni, pentru că vorbim și de o dobândă ceva mai mare, cu 0,25 puncte procentuale mai mare, și am câștigat, după ce este impozitată, 226,8 lei, la o sumă depusă de 4.000 de lei. În varianta pe 3 luni cu dobândă mai mică de 6,50%, am câștigat la final 223 de lei aproape. Și ieșim ceva mai bine cu depozitul pe 12 luni, chiar dacă în varianta pe 3 luni am capitalizat la fiecare 3 luni dobânda obținută. Dar avem diferențialul de dobândă, care este ceva mai mult. Interesant, asta e și important de menționat. Și mai avem un material pe care o să-l prezentăm, o să rog colegii mei din regie să-l prezinte, un tabel cu dobânzile oferite la depozitele pe termen de 3 luni, plasând o sumă de 4.537 de RON. Echivalentul la 1.000 de euro. 1.000 de euro. Și dobânzile la termen de depozite cu termen de 3 luni, 1.000 de euro plasați. Și cele mai bune dobânzi ale cele mai bune 1, 2, 3, 4, 5 oferte. 5 oferte. Le vom arăta prietenilor noștri care urmăresc emisiunea. Aici vreau revin la paranteza pe care am făcut-o. Diferența între băncile care au un brand și o anumită istorie în piață și cele care sunt mai nou intrate, să zicem, există o diferență semnificativă între dobânzile oferite de către un BCR, BRD sau un Bank of Cyprus, de exemplu? Este o diferență foarte mare. De ceva vreme întâlnim în top mai mult băncile grecești, cum observăm și acolo, dar Bank of Cyprus este o mică excepție. Și de ce? Pentru că băncile mari au acces la finanțare mult mai ușor. Există în spate o bancă mamă, există o rețea mult mai puternică și chiar și în România, având clienți mai mulți, obțin finanțare mai ușor. Rulează banii, știm și noi, clienții BCR-ului în materie de salarii, de exemplu, sunt mult mai mulți decât cei ai Bank of Cyprus, de exemplu. Și atunci BCR-ul nu are nevoie chiar de a atrage atât de multă lichiditate pe cât poate are nevoie Bank of Cyprus și își permite să ofere dobânzi ceva mai scăzute la depozite. Aici depinde și de strategia fiecărei bănci, dacă dorește să dea credite multe sau dorește să-și atragă clienți pe partea cealaltă de produse, de cont curent, carduri, salarii și alte depozite. Depinde și fiecare bancă ce strategie are. Dar băncile mari au mai ușor acces la finanțare, se duc clienți mai ușor. Pe de-o parte și din cauza încrederii. Este o bancă mare, este o bancă stabilă, ceea ce nu are neapărat impact asupra depozitelor, dar am văzut că oamenii merg pe această idee. Este o bancă stabilă, probabil și din cauza falimentelor pe care le-am cunoscut în anii 90 și atunci toată lumea încearcă să se ferească de orice instabilitate. Se teme de o incapacitate de plată, de un faliment. Nu? Se teme de un eventual faliment al băncii și de a-și pierde în final banii pe care i-a economisit, pentru că despre asta este vorba, nu neapărat că dă banca faliment, cât să nu piardă banii. Dar aici există fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, care funcționează în țara noastră și garantează toate depozitele în limita 100.000 de euro per deponent, per bancă. Da. Și atunci, dacă avem un depozit sub 100.000 de euro în echivalent la cursul băncii naționale, nu avem de ce să ne facem griji. Uh-huh. Pentru că în cazul în care banca va da faliment sau va pleca din țară, vom putea să ne recuperăm banii de la fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar. Poate fi întemeiată o temere legată de perioada de recuperare a acestor bani? Poate să dureze 3 luni, 6 luni, nu știu, un an de zile până recuperezi banii de la fondul de garantare? Este posibil. Nu am întâlnit situații pentru că fondul de garantare de când există nu a fost nevoit să facă asemenea plăți. Da. Dar poate să existe o mică întârziere. Chiar pe site-ul fondului apar precizări în acest sens că se pot întârzia plățile celor care au de recuperat bani, dar depinde și probabil de ce faliment vorbim, pentru că dacă, Doamne ferește, de BCR-ul faliment este povară pe umerii fondului de garantare, dacă vorbim de o bancă foarte mică din țara noastră, s-ar putea să nu fie așa o mare problemă.
De exemplu, Bank of Cyprus este în afara fondului de garantare a depozitelor din sistemul bancar, însă garantează, pentru că Bank of Cyprus nu este persoană juridică deschisă în România. Uh-huh. Și avem mai multe astfel de bănci, printre care cea mai cunoscută este ING, care este deschisă ca o sucursală a ING Bank din Amsterdam. Olanda. Da. Și atunci probabil fondul de garantare din Olanda garantează. Exact. Exact. Și dar tot până la 100.000 de euro, pentru că vorbim de reglementări europene și același lucru se întâmplă și în cazul Bank of Cyprus. Exact. Aceleași reglementări sau reglementărilor, dacă nu sunt din Uniunea Europeană, reglementărilor interne ale țărilor respective, dar majoritatea țărilor cam merg pe același plafon de 100.000 de euro. Cam astea sunt excepțiile și e bine că le-am precizat ca să și în afara Fondului Național de Garantare, însă ele sunt publice. Dacă intrăm pe site-ul oricărei bănci, vom vedea fie precizarea că banca face parte, este membra a Fondului Național de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar, fie că se garantează depozitele în limita de către Banca Națională sau fondul de unde vine fiecare instituție financiară în parte. De păcate trebuie să ne apropiem de final. Te-aș ruga, așa ca o frază de încheiere, ce le sugerezi, ce sfaturi, tips and tricks-uri le mai poți spune celor care își pasează banii în depozite bancare? Să fii atenți la contul curent. E așa. Un pic pe lângă, așa. Dar cu excepția Raiffeisen Bank, care nu ne obligă să deschidem un cont curent, toate băncile din România ne obligă să deschidem un cont curent când constituim depozitul pentru a rula banii, depuneri, retrageri, dobândă la termen și așa mai departe, prin intermediul contului curent. Dacă toate depozitele nu au niciun fel de comision, contul curent are, inclusiv comisionul de retragere numerar de care discutam un pic mai devreme, face parte din comisioanele aferente contului curent. Și aici vorbim de deschidere, care de obicei este 0 sau maxim 5 lei, administrarea, care riscă să ne coste destul de mult în timp și variază între 1 și chiar 7 lei pe lună, în funcție de banca aleasă, și închiderea, care de regulă este 0. Apoi vin comisioanele pentru transferuri, plăți, depunere, retragere, numerar. De obicei, depunerea nu sunt comisionate, dar retragerea este comisionată cu 0,4-0,5% din sumele rulate pe contul curent. Și de aici, acest comision se aplică întregii sume depuse și ce am depus noi și dobânda acumulată, pentru că, de fapt, sunt banii care ies din contul curent. Ce aș mai preciza este că, iarăși, la scadență, mai mult de jumătate dintre bănci au ales să nu practice comisionul de retragere numerar. Dacă ne ducem fix în ziua scadenței depozitului și vrem să scoatem toți banii, nu ne comisionează cu nimic. Dacă ne ducem o zi după sau două, trei, riscăm să fim comisionați. Avem o zi bancară. Dar sunt și bănci care merg până la 2, 3, chiar 5 zile în care nu ne comisionează. Practic putem avea 5 zile lucrătoare, chiar o săptămână, în care să mergem și să retragem banii, pentru că suntem toți presați de timp, alergăm dintr-o parte în alta și poate nu ajungem fix în ziua aia, avem mai multe urgențe și de ce să fim penalizați pentru că nu am putut ajunge fix la data scadenței. Diana, eu îți mulțumesc pentru participarea ta astăzi în emisiune. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Sper să ne revedem pe curând, cel puțin legat de depozite bancare, dacă nu și de alte teme. Cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, vă mulțumesc că ne-ați urmărit și ne revedem la o emisiune viitoare. La revedere!